Liviu Dragnea îi bagă nedim pe ministrii lui Dencil. Avertismentul dur transmis acestora, nu mai pot sta în guvern. Președintele PSD, Liviu Dragnea, urmează să se întâlnească joi cu Min subliniere tri pe tema descentralizării. Aflat la Focani, liderul PSD a inut să le transmit un avertisment dur ministrilor care se împotrivesc descentralizării. Da. Din punctul meu de vedere, discuția nu va fi complicat. Nu sunt un om dur, dar sunt foarte riguros și exigent. Acești ministri, membrii ai cabinetului României, când au acceptat să fie ministri, i-au asumat tot programul de guvernare, absolut tot, unde la loc de cinste este și descentralizarea. Ori eu nu mai accept ca după atâta timp toi funcționarii din ministerele respective să le pun în fanite materii ale care conin un ir întreg de argumente de cum și de ce nu trebuie făcut. Atunci ei au două variante foarte simple. Ori susțin în continuare programul de guvernare pe care l-au asumat și dau drumul la descentralizarea sectorială pe fiecare minister pe care îl conduc, ori dacă nu, îi asum programul nu mai pot sta în guvern. Sta nu este un guvern al Andala. Este un guvern care pune în practic un program de guvernare. Punct. O să am o discuție foarte deschisă și vesel, a declarat Liviu Dragnea.